Bine ați venit la Techstar Autocross Challenge, un nou episod, o nouă vedetă. Le mulțumim partenerilor că fără ei n-am fi putut face acest challenge, această serie de 10 episoade. Ne cerem scuze pentru acest scurt moment publicitar, dar trebuie să știți că înainte să vă achiziționați o mașină, este bine să vizitați site-ul www.carvertical.com pentru a verifica dacă mașina dumneavoastră a fost lovită, răsturnată, inundată, incendiată și așa mai departe. Nu e nimic rău că mașinile sunt accidentate și reparate corect, dar măcar să știți să plătiți o sumă cât mai aproape de adevăr. Îi avem, Techstar, îi știți, am filmat în fabrică, le-am arătat, am plăcuțe pe Toyota discuri. Foarte mulțumit, n-am ce să comentez. Motul, parteneri de o viață, îi știți că ne susțin în toate nebuniile noastre pe care le facem și eu îi recomand și îi folosesc de atâta vreme extraordinari. Luca Customs ne ajută cu folieri, folii, colante și tot ce ne dorim noi, la rulote, la mașini, la oricând avem câte o pretenție, la OMV. Am uitat pe cineva, n-am uitat pe nimeni. Hei, tocmai oamenii la care am fost cu mașina să vedem câți cai are, TCM, Golful mai dezvoltă 90 de cai, nu e nicio problemă, merge foarte bine aici pe acest traseu de macadam. Îl invit alături de mine pe Alin Ionescu, a.k.a. Mașinistul. Mașinistul. Mașinistul, care este sponsorizat de Motul. A luat banii. Voiam să spun că și eu am plăcuțe și discuri Techstar, dar nu pe mașină, lângă mașină. Nu l-ai montat încă. Într-o cutie. Nu l-ai montat încă. Da, el a intrat în hora asta a recondiționării mașinilor, că și promovează chestia asta foarte tare. Adică se ocupă cu mașinile astea retro, nu? Vorbim de mașini retro. Da. Bun, și ai un Jeep Cherokee care a intrat în pâine cu ce era mai rău. Știi că lumea de, banii, asta. De banii de care ți-ai luat Toyota puteai să iei Jeep. Da, puteam să-mi iau Jeep, da. Puteam să-mi iau Jeep, dar am zis că eu am mai făcut lucruri de astea. Am avut un Opel înainte și știu cum e și n-aș vrea să mai aprofundez. Repet, formatul emisiunii nu l-au știut ce vor face aici. Eu sunt, nu știu cum să vă spun, dar sunt măgulit și sunt extraordinar de impresionat de oamenii ăștia care au răspuns la solicitarea noastră instant și au venit toți cu un sfert de oră mai devreme. Adică ceva nemai întâlnit în viața mea de până acum. Sunt niște profesioniști adevărați. Mașina de zi cu zi, pe lângă săftica, am ținut minte. Și un Jeep, și încă un Jeep. De fapt, piese. De okay. Piese. Da. Și mi-a mai luat o mașină. Ia. Ia zic în premieră. Ia zi în premieră, da. Problema e că nu știe nici nimeni. Nici nimeni, nici tu. Așa, dar ce, nici eu nu știu. Doar prietenii care m-au împrumutat de bani. Bun. Dar dacă știam că filmăm, poate făceam cumva să fie în spate, da. E de vreme. Mi-am mai luat o mașină de care o să mă apuc după ce termin Jeep-ul. Da? Da. Cea mai bună mașină făcută vreodată. Cea mai bună? Mașină făcută vreodată. Mașină făcută vreodată. Trabant? Ți-ai luat Trabant? Nu pot să cred că știi că există, Trabant. Există în toate industriile, există expresia aia. Se spune o marcă de mașină al mașinilor de cafea, știi? Sau da. Al mașinilor de cusut. Bun, marca aia. Care e? Marca mașinilor de cafea și... Nu. Deci când referință, știi? Când spui... Că înțelegi. Făceau și mașini de cusut. La asta te referi? Sau marca respectivă? Sau ce? Nu, e ca și când ai spune Mercedes-ul mașinilor de cafea. Adică e cea mai bună mașină de cafea, știi? Nu știu, frate, Mercedes-ul, nu cafeaua. Mercedes-ul spălătoarelor și tot așa. Eu beau Mercedes... Karcher? Ți-ai luat Karcher, frate? A luat bani de la Karcher băiatul ăsta? Mi-a luat Mercedes. Coupe? Am acaparat tot, da. Vezi, mă, cum te ajungi. Vezi ce înseamnă? Și-a luat 3-2. Și-a luat Mercedes benzină. 3-2 benzină cu PCE din ăla, știi? W124 100% miros. M-am răzgândit, nu vreau să intre partea asta. Bun. Peugeot de zi de zi, mașina care duce greu, ca să zic așa, mașina care îți faci tu treaba cu ea, care te duci la piață, bagi câinele, are filmezi din ea. Deci vezi semnalizarea de pe stânga, am pierdut-o când filmam autobuzul, am plecat-o de niște boschezi, că trebuia să iasă bine cadrul, era drumul îngust. 90 de cai, deci sunt pregătit pentru 90 de cai. Ok, e mai ușoară asta. Mai ușor. Are și suspensie sport, are anvelope de macadam, avem roll cage, scaune, volan, feeling-ul de curse există, deci nu trebuie să-ți faci probleme. Avem două ture de recunoaștere a traseului în care
mai discutăm, îmi permit să-ți dau niște sfaturi despre cum să mergi. După care avem cele 4 ture cronometrate, în care vom lua un timp total. Pe circuit sunt conuri, orice con atins înseamnă o penalizare de 5 secunde. Așa, asta a pățit Mirica. Asta a pățit Mirica. Am înțeles. Așa, deci hai să ne echipăm să mergem în mașină. Hai să vedem care-i treaba. N-am făcut nicio tură de încălzire, am fac contestație. O să faci, da. Contestațiile se răspunde la contestații în 30 de zile. Și 100 de euro contestația, da? Bine. Și avem 3, 2, 1, start! Cu grijă, da? Cu grijă, cu grijă, nu ne grăbim, nu ne grăbim. Nu ne grăbim, nu ne grăbim. Care e mașina sau marca ta preferată? Ai 5 secunde de penalizare, că ai dărâmat un con mare. Te nu cred! Ba da, ba da, l-ai dărâmat. Îți arăt tura următoare. Deci, care este marca de mașină preferată? Aici cu frână. Nu, nu răspuns, da? Bun. Mercedes. Mercedes, ok. Ce părere ai de un Aro10? Ar merita să-l restaurez? Întreabă băiatul. Depinde în ce stare e, dar sunt mașini mult mai bune decât astea românești. Lasă-o încolo de nostalgie. Ok. Ai grijă cu iarba. Nu trage mai bine Dacia? Bănuiesc că se referă la Softica. Decât Cuci. Golful ăsta? Ba da, clar, pe cherosen. Așa, tura 1, am terminat-o. Care a fost anul ultimei Dacia 1300 franțuzești? 72, ok. Și numai jumătate de an. Numai jumătate de an. Ți-ai îndeplinit visul de a avea mașina de vis? Da. Mă bucur. Mai e doar corverul, dar acum ce să faci dacă ai multe, multe vise? Ușor cu frână aici, că strânge. Mergi pe carusel aici frumos. Care este modelul de mașină pe care... Nu, mașină clasică pe care l-ar utiliza daily. Pe care l-aș utiliza daily? Da. Păi dacă aș fi milionar, eu aș merge cu o interbelică daily, dar asta e. Nu suntem. Drept. Așa. Așa, nu aici, nu în exterior, acolo că ieșim de pe traseu. Un drum către mare, vara cu Săftica, sau un drum către către munte, bănuiesc că vrea să zică iarna în sezonul rece, în Săftica. Adică tot în Săftica? Da, ce prefer, vara sau iarna în Săftica? Asta e grea! Dar cred că prefer totuși vara, pentru că iarna e frig, frate, e frig, rău. Nu e cald deloc, incredibil. Foarte cald, dar na, chedărele și state, mă rog, lufturile sunt problema, nu chedărele. Ok. Ce este mai greu, să trăiască cu o mașină clasică sau să trăiască cu diabet? Clar cu mașinile e mai greu decât cu diabetul. E mai greu. Mult mai greu. Ok, frână. Ok. Mai au șanse mașinile cu motoare cu ardere internă în viitor? Asta e turul 3 și următorul terminăm. Da, au, pentru că se facă benzină sintetică. Băieții lucrează la asta și sunt sigur că se vor găsi variante. Ce mașină își dorește să restaureze pentru a o avea alături de bătrâna Dacia 1100? Nu mai vreau restaurări! Nu mai vreau! Ăla din imagine e IMS sau Jeep? Nu știu ce imagine, dar asta e întrebarea. Ăla din... Da? Da. Ok. Cât de greu te convinge Daniel să-i dai să o conducă pe Săftica? Îți dau, frate, când vrei. N-am auzit nimic. Îți dau când vrei tu să mergi cu Săftica. Putem să facem. Nu știu dacă vrei tu. Da, vreau. De ce nu? N-am mers niciodată cu o Dacia 1100. 1300 am mers, dar aici ține interiorul. Ține interiorul, că acum terminăm. Fii atent, terminăm. Bravo, mă. Bravo. Turul de răcire, hai. Ușor așa. Au mers și camerele, incredibil. Poți să mergi pe iarbă acum ca să nu mai facem praf și să deschizi geamul ăla ca să ne aerisim un pic. Primul buton, în jos un pic. Așa. Să ne ventilăm un pic. Hai să vedem dacă mai aveam întrebări pentru tine. Le-am găsit într-un final. Merge Dacia, întreabă cineva? Băi, știi care e faza acum? Că mie nu merge nicio mașină.
Nici măcar Peugeot ăsta nu pot să spun că merge, trebuie să băgați bani în el, mult, că doar merg de el, adică știi cum e cu o mașină de care tot tragi și tragi și tragi și e veche, frate, trebuie să o faci. Maximă, dar ea merge, mașina. Ea merge, dar sunt multe lucruri de pus la punct. La săftica trebuie să dau jos baia, pentru că încurge ulei ca la balamuc și sâmbătă am retroparadă și nu știu când apuc să o fac, că eu astăzi, de fapt mâine dimineață plec la Best Electric. Okay. La Jeep, da, știi, și cum spuneam, următoarea mașină stă la coadă, pentru că și la aia trebuie făcute lucruri. Dar oricum, este incomparabil o mașină mai bună decât Jeep, adică după ce am luat-o pe asta, am avut senzația că la Jeep trebuia să dau maxim 500 de euro, 1000, înțelegi, o mașină. Da, mă, lasă, că ai tot timpul înainte să înveți lucruri și să... Am învățat oricum enorm, enorm am învățat lucrând la mașina asta, dar... Plătești niște bani pentru experiență, altfel de unde absolut, să o ai. Absolut, adică, dar știi ce? Mi-am dat seama că îmi place mai mult să mă plimb cu mașina decât să repar la ele, așa că nu prea m-aș mai băga în ceva de genul. Eu sunt de acord cu tine. Foarte multă frustrare, foarte multă frustrare când îți dai seama de cât mai... Știi, adică faci pași înainte și te gândești, gata, mă, termin. Și după aia de mai descoperi un lucru sau nu știu, te uiți așa la the whole picture și îți dai seama că e agonie. Deci deja știi? Da. Și că nu știi când va fi gata. Da, speranța este ca să termin. Deci toți oamenii care recondiționează mai mult sau mai puțin mașini vechi, speranța lor este că la un moment dat vor termina. Înțelegi? Adică hai mai bag și mie asta, că gata, după aia nu mai bag niciun leu. Hai că mai bag și ăștia 500 de euro, că după aia nu mai bag niciun leu. Facem buclă și ne facem un loc de unde am plecat. Ține-mă acolo. Băi, ești nebun? Da. Ia-o mai încet. Bă, dar sare rău. Mai încet. Dacă îi dai mai ușor, merge. Prima dată n-a făcut așa. N-are nimic. S-a stricat cutia, nu eu! Așa e ea. Nu e, gata. E ok. Nu e nicio problemă. Încă puțin? Și aia a fost. Bun. Haideți cu casca, domnul. XLR-ul ăsta unde îl băgăm? Asta era pentru stație, dar am avut doar eu. Cum a fost? Cum ți s-a părut? E ok. Dă-mi voie să te ajut. Asta e momentul în care te întreb, tu de ce ai atâta păr? Eu? Da. A, tu de ce ai atâta păr? Tu de ce ai atâta păr? A, dar n-am mult. Ai, frate, că ai. Te-ai făcut implant când erai tânăr? Nu. Am alte probleme, să știi. Adică nu, astea cu părul n-au fost să fie. Cum ți s-a părut? Păi, engaging, așa. Frumos? Clar mi s-a părut rapid. Deci, bun, de la rapid. Volant se pare. Da. Cum eram? Treceam tare? Da, mă, acum o să vedeți și voi, când vă vedeți pe cameră din exterior, bă, ce dracu merg așa încet, dar niciodată senzația de afară nu e egală cu aia dinăuntru. Și știi despre ce e vorba? Că e mașină vechi. Serios, că e mașină vechi. Pentru că e o mașină, asta e vorba. Eu de aia încurajez pe oamenii foarte bogați, care dau sute de mii de euro pe supercaruri, hipercaruri, mașini din astea de serie redusă. Luați-vă mașini clasice, luați-vă restomoduri. Mie alea mi se par cele mai tare mașini, pentru că n-ai nevoie să mergi tare cu adevărat, să te simți că mergi tare. Și mașina asta face, da. Te face să simți că zbori, da. Știi? Dar tu ai 40-60. Da. Păi nu, cred că 50 mergem, cam 50-60, cred că e top speed-ul aici, pe linie dreaptă. Am vrut să dau a treia, de mai multe ori. Mi-era că te sperie. Nu e o problemă, nu. Înțelegi că pierzi mai mult timp, da, 2-3-3-2. Da, da. Pentru că ai două paliere de viteză unde ai putea să dai 3, dar tu n-ai mers cu 2 în limitare. Tu trebuia, da, să ajungi în limitare ca să zici că aveai nevoie de 3. Da. Și asta, spun, din experiență se pierde mai mult timp și cum noi mergem contratimp aici, avem un timp total la mașinistă de 3,44 și ceva, din câte mi-aduc aminte, am zis că nu-l zic, dar l-am zis de data asta, să fie afișat C2, C2 și un con, da, bravo, și un con penalizare, da, de 5 secunde. Ăsta a fost episodul, eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și că ai fost punctual și că ne-ai venit și cu Peugeot-ul și ai lăsat și numărul pe mașină, lucru care nu se întâmplă, mașinistul când merge, oriunde merge, nu apare numărul lui, așa că notați-l ca să știți cu ce mașină merge. Nu o să mai merg cu ea de aia la... Așa, îți mulțumesc că ai venit, că ți-ai făcut timp, că ai mers, că ai dat tot ce ai avut mai bun, timpii sunt foarte apropiați, să știi, deci... Bine, mai e loc, mai vine CRM, mai vin niște oameni care poate să bată recordurile. Invers. Mulțumim partenerilor. Share. Ce, mă, am zis că mai vine CRM? Păi n-am zis, mă, când vine, mă. Dar poate a fost înainte. Dar poate nu e Alex CRM. E alt CRM. Ne omoară, mă, ne omoară că zicem de oameni și stricăm episoadele lui Marius. I-am stricat toată regia. Își dă demisia de la ATF. Vine și Fuego. Asta a fost episodul. Vă mulțumim. Share, like, nu, Fuego, nu. Share, like și subscribe dacă vi s-a părut amuzant.
dacă vi s-a părut tare, funny și dacă vreți să mai facem challenge-uri de gen. Am supărat pe Marius. Mersi. Cu mare drag și eu îți mulțumesc că ai venit.